Judecătorii din cadrul judecătoriei Deva și Curții de Apel Alba Iulia, dar și Tribunalul Hunedoara, susțin protestul grefierilor declanșat ca urmare a nemulțumirilor privind nerespectarea hotărârilor judecătorești privind drepturile salariale și a sumelor restante din hotărâri judecătorești și acte administrative scadente în anul 2023. Ba mai mult, judecătorii au anunțat că de astăzi protestează și ei, alegând ca formă de protest amânarea, începând de astăzi, a cauzelor aflate pe rolul instanțelor până la adoptarea unei soluții legislative care să respecte independența justiției. Ordonanța privind unele măsuri fiscale bugetare în domeniul cheltuielilor publice are ca principal efect subminarea puterii judecătorești, cu directa consecință a ruperii echilibrului între puterile statului, de vreme ce măsurile puterii executive stau sub semnul hazardului. Acest proiect de act normativ se circumscrie unei poziții de sfidare a puterii judecătorești, sfidare care a devenit o stare de normalitate, o constantă, fiind inadmisibil ca într-un stat de drept efectivitatea legii să fie impusă exclusiv prin declanșarea cu regularitate de proteste din partea corpului judecătorilor. Independența judecătorului nu poate face obiectul negocierii politice, iar un corp profesional desconsiderat nu va mai oferi societății acele garanții de independență atât de necesare. Se menționează în comunicatul dat publicității de judecătoria Deva, în care se mai specifică faptul că până la adoptarea de către guvern a unei soluții legislative care să respecte independența justiției, se vor judeca doar cauzele considerate urgente.